Marca, o comună situată la limita vestică a județului Sălaj, cu o populație de aproape 3.000 de locuitori. O comună cu un potențial economic ridicat datorită exploatării petrolului, a nisipurilor bituminoase a pietrei. Dezvoltarea economică a comunei i-a dat speranțe primarului Dumitru Roșan, speranțe că în privința confortului și a bunăstării, diferența dintre sat și oraș se va diminua până la dispariție. Ne aflăm în fața sediului primăriei din comuna Marca, alături de domnul primar Dumitru Roșan. Domnule primar, este o lucrare frumoasă și a fost dată în folosință în urmă cu câtă vreme? Într-adevăr, această construcție a fost cu bani guvernamentali. S-a dat în folosință în 2009, în 9 mai. Atunci, în 9 mai, am inaugurat și primăria comunei Marca, farmacia, dispensarul uman și cabinetul dentar. Care este valoarea investiției? Valoarea investiției a primăriei comunei Marca este de 6, a fost de 6 miliarde. Ne aflăm în centrul de comună, la unul dintre cele mai frumoase edificii culturale, Căminul Cultural din Marca. Când a fost construită această splendidă lucrare, domnule primar? Această construcție a fost începută în anul 2002 și terminată în 2003. Ulterior, n-a fost terminat prin bani guvernamentali în valoare de 5 miliarde 700 de milioane, s-a reabilitat, s-a terminat, s-a finalizat această lucrare. Acest cămin cultural din centrul de comună Marca e dotat cu 500 de scaune. La ora actuală ne găsim în curtea școlii generale 1-8 Marca, în care vreau să vă spun că toate școlile din acest centru de comună sunt puse la punct. Începând cu acoperișul, șarpanta cu jamuri termopane, uși termopane, zugrăviche interior, începând cu școala Marca, grădința Marca, școala Porț, Lejmir, Șumal. Într-adevăr, toate școlile au încălzire centrală prin centrale prin termici. Sunt dotate cu combustibil solid, copiii din comuna Marca au condițiile necesare, și în continuare le asigurăm toate condițiile cât mai bune pentru acești copii. Într-adevăr, cu greu dar adevărat, în cursul anului 2006-2007 am depus un studiu de prezentare a Ministerului Dezvoltării. De-abia în 2009, în 9 noiembrie, a fost licitat acest studiu de prezentare pentru sala de sport din comuna Marca. În cursul anului 2010, la începutul lunii iunie-iulie, a început lucrările la această sală de sport. În cursul anului 2011 suntem în situație care, la ora actuală, cam 50% din construcție se finalizează. Primarul Roșan, după ce a câștigat încrederea semenilor, a știut să păstreze acest bun de mare preț. De aceea, cu conștiința împăcată și inima deschisă, va candida pentru un nou mandat de prim edil la alegerile locale din anul viitor.